Bună ziua și bine ați revenit la Rabonsai. Sunt Adin și astăzi vreau să replantăm acest măslin. Acesta este copăcelul. Este cumpărat de mine de la o florărie vara aceasta, în vara lui 2019. L-am legat cu sârmă pentru a-i da cât de cât o formă inițială. La măslin scoarța și lemnul în sine se întărește și se solidifică pe măsură ce el îmbătrânește și dacă nu facem treaba asta la început, va fi destul de greu. Chiar și acum este relativ casant lemnul. I-am dat cât de cât o formă, mai vedem pe parcurs cum o să-l mai aranjăm. Am cât de cât o idee în cap. Îmi plac copăcei în stil așa mai wild, deoarece am mai spus asta vrem să, adică eu cel puțin asta vreau să obțin de la copăceii mei, look-ul de copac bătrân din natură, nu look-ul de bonsai. Și haideți să ne apucăm de replantare. Păi haideți să începem prin a-l scoate din ghiveci. După cum se observă, iese pur și simplu. Este, din câte văd, plantat. Am observat din prima, de când l-am luat, în sol organic, ceea ce nu e rău deloc. Nu este un clasicul sol de China, dar pe de altă parte nu a fost vândut ca bonsai, ci ca măslin. O să încerc să-l curăț un pic. La fel ca și cu toți ceilalți copăcei, vreau să ajung la, să descoper, să ajung la baza copacului, să vedem dacă există vreo rădăcină mai mare pe care o putem expune. Aceeași procedură, încet, încet. Încet, încet, din aproape în aproape. Și îl vom plata într-un vas de bonsai. Deja am pregătit vasul, o să vedeți. I-am pregătit și solul. Nu o să scap de tot acest sol. Îl voi mai lăsa, deoarece fiind un sol organic, nu acea mocirlă de malasai, nu e problemă. Cu timpul copacul îl va mânca efectiv și chiar dacă nu chiar pe tot îl va ronțăi, la replantările ulterioare vom putea să scăpăm încet, încet de el. Deci am niște sârme pe care le-am înfipt bine în pământ și de care vreau puțin să scap, că mă încurcă. Scuze, sunt un pic răcit. Avem o rădăcină mare.
Vedem dacă o să vedem dacă o păstrăm sau nu. Aici mai avem încă una pe care o vom toaleta un pic pentru că crește într-un mod extrem de ciudat. E încolăcită în sus. Încolăcită rău în sus. Haideți să ne ocupăm puțin și de fund. Vreau totuși să încerc să descălcesc un picuț așa rădăcinile și să scap de aceste particule mai mari și întărite. Să vedem dacă putem elucida ce se întâmplă aici. Dacă putem elucida. Da, din păcate va trebui să scăpăm de rădăcina aceasta. Salut! Nu e așa de mare problemă. Rădăcinile care cresc în sus, la fel, trebuie să scăpăm de ele. Una dintre ele le vom mai putea redirecționa înapoi în sol. Aici am două rădăcini care cresc cam. Ia să vedem. Cresc cam una peste alta. Acestea două. Și cred că vom scăpa de cea de sus. Aici iarăși avem o rădăcină care crește fix în sus. Aici iarăși alta. Aici iarăși alta. Bun. Cam atât, nu vreau să-l stresez mai mult de atât și așa am eliminat o mare parte din rădăcină. Facem puțin curat și îl băgăm în vas repede. Acesta este vasul. L-am pregătit deja. Puteți vedea în clipurile anterioare din playlistul cu replantări, unde am filmat și cum am pregătit vasele. Aici am un mix de sol care iarăși îl puteți vedea în clipurile anterioare. Acadama, argilă și un picuț de organic. Bun. Și începem cu un strat mic de sol. Ceva mai mult de data asta, deoarece copăcelul este destul de mic în raport cu vasul. Mai punem un pic.
Avem grijă când așezăm copacul deoparte să nu îl rănim, să nu rupem crengi. Mai ocupăm puțin de bucățile mari sau le eliminăm. Ok, facem un munțișor deasupra, în mijloc, scuze. Așezăm copăcelul. Legăm. Să luăm un patent. Mai scurtez din sârme. Păcate, avem niște rădăcini care se rup extrem, extrem de ușor. Copacul este destul de tânăr. Are să fie ok. Să mai strângem atât de tare. Tăiem excesul de sârmă. Să-mi găsesc bețișorul mic. Pleonas, pleonas, bețișorul mic. Sunt puțin concentrat, deoarece se pare destul de fragil acest copăcel. Așezăm un pic solul, oricum, acum, aici, în margini, nu trebuie să înfic prea tare pentru că nu e pământ. Turnăm și restul de sol. Chiar dacă am avut sol organic, mi s-a părut și cred că s-a putut observa că nu prea ajunge umezeala cum trebuie la el.
să folosim bețișorul mai mic. Ca... copacul să se... solul să se înfigă foarte bine între rădăcini și sub, cât pot, pentru că e destul de compactă rădăcina. Am legat cam greu. Am legat cam greu. Am și rupt o rădăcină. La legare, dar na, se mai întâmplă. De aceea acum voi fi foarte atent. O operațiune destul de minuțioasă și care presupune răbdare, timp și atenție. Începe să se simtă la mână când solul a pătruns prin toate găurelele, devine mai, se simte că devine mai compact. Și nu mai intră bețișorul la fel așa de la fel de cam brânză cum intra înainte. Ok. Mai pune puțin la suprafață pentru a mai acoperi orice fel de rădăcină ieșită. La fix mi-a ajuns solul, mixul de sol. Păstrăm ca de obicei buza curată cu un șențuleț pentru a se scurge apa eficient în ghiveci. Ok. Mă duc cu el la cadă, să-i dau o spălare zdravănă să scăpăm de rezidurile de praf și revenim. I-am dat o spălare zdravănă, am scăpat de praful din sol. Ultimul lucru pe care mai vreau să-l fac este să montez un pic de mușchi. Am aici un pic de turbă pe care o voi presăra la suprafață într-un strat destul de fin. Iarăși scăpăm de bucăți mari de orice. Încetişor.
O stropesc un pic. Ok. Și montăm mușchi. Îl apăsăm ușurel. Nu punem bucăți mari. Încercăm să punem bucăți mici de loc în loc. Dacă va merge mușchiul cum trebuie, oricum se va extinde. La fel, evităm să punem mușchi în jurul copacului. Am mai povestit în mai multe clipuri de ce nu facem treaba asta, mai bine spus. La fel, evităm puțin buza. Tot din același motiv pe care l-am spus mai devreme, pentru a avea o scurgere eficientă în vas. Altfel facem mizerie și vom vărsa apa pe din afară. Încrez buza interioară. Să fiu sigur că e ok. Un șervețel curățăm un pic buza vasului, marginea. Acesta este copăcelul nostru replantat. Măslinul, micuțul măslin. Îi vom urmări progresul. Îl lăsăm în pace să își revină. Oricum, timp de probabil 2-3 ani, nu voi face mare brânză la el decât să am grijă să-i creez o structură. Îl voi lăsa să crească pentru a-și îngroșa trunchiul și ramurile. Hai bun, cam atât pentru astăzi. Sunt Adin de la Rabonsai și până data viitoare, numai bine!